Enoriașii bisericii din Colibaș vor participa la slujba de Crăciun într-o biserică modernizată. Lucrările au fost finalizate recent, iar finanțarea a venit de la Consiliul Local, Primăria orașului, dar și din dărnicia enoriașilor, care în ajunul Crăciunului și-au văzut visul împlinit. După ce am ascultat colindele de aseară, după ce ne-am pregătit cât de cât cu enoriașii și cu toată lumea, am împodobit biserica cu acest dar binecuvântat de Dumnezeu, cu binecuvântarea și a arhiereului nostru, înalt preasfințitul Calinic, dar cu ajutorul al Consiliului Local prin dragostea, credința și bunăvoința primarului nostru, Ion Georgescu. Fondurile au fost substanțial date de primărie cu domnul Georgescu. Lucrările au fost ample și costisitoare, începând cu îndepărtarea pardoselii și înlocuirea ei cu o gresie adusă din Italia și terminând cu placarea unui medalion în mozaic chiar în centrul bisericii. Am dorit lucrul acesta, să facem acest vultur în marmură, în mozaicul de marmură colorat, cu autenticitatea istoriei bisericii de la 1850, de când datează biserica, și anul acesta 2010, cu binecuvântarea de aceste vulturi bicefal și colaborarea aceasta între biserică și primărie, a făcut ca să mă gândesc la această unitate de simbol, alături de toți cei dragi ai mei enoriași, cărora le port respectul. Pe lângă modernizare, biserica din cartierul Colibaș a fost pregătită special pentru sărbătoarea nașterii Domnului, ocazie cu care până și icoanele au fost alese adecvat sărbătorii creștine.